Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul galei de ieri, dar înainte de asta vreau să mulțumesc tuturor susținătorilor mei, celor care mi-au comentat, celor care mi-au vizionat vlogul și în mod special celor care mi-au distribuit vlogul. Am promis că le voi menționa numele și să începem. Zorica Soare, Elena Viorela Florea, Margareta Radu, Florica Perca, Eliza Găitan, Maricica Cerga. Vă mulțumesc din suflet și în mod special fete frumoase. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag. Și acum să începem. Gala de ieri. Ieri primul material a fost legat de Diana și Gabriel. Acum ce să spun? Gabriel a avut dreptate în privința Dianei că l-a menționat pe fostul și acum știți cum e, i-a gâdilat ușor orgoliu de bărbat. Diana, pe o parte, a avut și ea dreptate oarecum că vroia să-l atace și ea. Și, nu știu, mi s-a părut ușor... S-au acuzat ca și cum n-au fost iubiți. Asta e părerea mea. Ce mi-a plăcut? A intervenit Livian pentru că și el era în material, ea acuzându-l că a pus paie pe foc Livian. Ce am văzut? Am văzut că Livian a luat-o la bani mărunți, încă o dată pe Diana. Diana a demonstrat că nu are vorbele la ea, că nu are o judecată logică. Și, într-un cuvânt, Livian a făcut-o praf, mai pe românește. Ea spune că Livian pune paie pe foc, că Bianca este falsă, dar de fapt ea a făcut tot ce i-a acuzat pe ei. Așa că Diana încă o dată ne-a demonstrat că ești ultima. Începe materialul cu Pirui și Livian. O să trec așa în mare, că tot am vorbit săptămâna asta, noi le-am dezbătut, dar o să fac așa un mic rezumat. Pirui tot îl acuză pe Livian că orice spune ea, Livian trebuie să o atace și că nimic nu-i convine. Da, așa este, Livian este genul de persoană care prinde din zbor informația și vede când ai dreptate și când nu ai, intervine. Ca și Berna, de altfel. Berna e un pic mai retrasă pentru că încă e crudă, ca și vârstă. Dar, pentru vârsta ei, mi s-a părut destul de vocală. Livian chiar punctează foarte bine și asta o deranjează foarte tare pe Pirui, dar ce să facem? Țin să menționez că gala de astăzi, de ieri de fapt, ce-am observat? Pirui n-a mai țipat. S-au putut dezbătu materialele fără urlete, fără agitație, fără nervi. De se poate, Pirui, dacă vrei. S-a văzut pe fața ta că ești supărată și că nu vrei să te mai bagi. Bine ar fi ca din ce ai făcut ieri în emisiune să-ți formezi conduita de genul ăsta, să nu te mai bagi în toate subiectele și să nu mai ai tu primul cuvânt de spus și ultimul cuvânt. Că atunci începi să-ți mai speli din păcate și începi să ne arăți că ai și părți bune. Apropo, dragii mei telespectatori, mi-a scris o telespectatoare că am ceva cu Pirui, că o apostrofez numai pe ea.
Dragii mei telespectatori, vă rog frumos să mă ascultați și să vă dați și cu părerea, din punctul ăsta de vedere, părerea dumneavoastră. Eu i-am explicat doamnei respective, i-am răspuns și la mesaj și am explicat așa. Nu am absolut nimic cu biruit. Ba, din contră, sunt imparțial. Am și făcut vloguri pentru Pirui când a avut dreptate. Faza cu acuzele aduse de tatăl lui Livian și de Livian. Fără dovezi, i-am dat lui Pirui dreptate. Mă refer acum strict la doamna care crede că am ceva cu Pirui. Nu am absolut nimica. I-am explicat și vă explic încă o dată ca să mă și auziți. Dacă Pirui nu ar interveni în toate discuțiile, n-aș avea ce să vorbesc despre ea. N-am cum să vorbesc de un om care nu face nimic. Iar Pirui, după părerea mea și după părerea majoritatea telespectatorilor care mi-au și scris și se vede că internetul este plin, Pirui ocupă toată emisiunea. Pirui țipă, Pirui atacă pe toată lumea și e normal ca eu, propunându-mi să fac un vlog despre această emisiune și să vorbesc și să fac o rezumat la fiecare emisiune difuzată, deci în fiecare zi, ea ocupând toată emisiunea, normal că de ea vorbesc cel mai mult. E logic. Deci nu că aș avea eu ceva personal cu Pirui. Dacă Pirui ar face lucruri bune, credeți-mă pe cuvânt, că n-aș avea cum, că n-am cum să inventez. Dacă dumneavoastră găsiți în vlogul meu o chestie care eu am inventat-o, care nu s-a întâmplat, dar eu am vorbit așa de la mine putere, aveți perfectă dreptate și chiar aduceți-mi la cunoștință, că poate cine știe ce am făcut. Dar eu nu cred. Poate există și momente când pot să iau pe arătură, că suntem oameni, nu suntem roboți. Dar vă rog frumos, aduceți-mi la cunoștință. Laura, vezi că aici nu punctezi bine, vezi că aici s-a întâmplat ceva, exagerezi. Nu mă deranjează, ba din contră, fapt că v-am și răspuns și argumentez de ce fac chestia asta. Dacă Pirui ar face lucruri, repet, lucruri de laudă, ar fi foarte lăudată din punctul meu de vedere, cum v-am explicat acum 2 zile în vlogul respectiv. I-am luat apărarea, că avea dreptate ea. Deci nu încercați să îmi induceți chestia asta fără argumente. Nu că nu v-aș asculta, ferească Dumnezeu, departe de mine. Chiar vă ascult cu drag și chiar criticile pentru mine sunt constructive. Poate o iau eu pe arătură și mi se pune mie capsa pe o persoană. Dar, din fericire pentru mine, în momentul ăsta, eu cred că nu am capsa pusă pe niciun concurent. Sunt copii. Singurul lucru care vreau să-l fac este să scoatem în evidență și să ne audă și să își reglementeze comportamentul. Atât. Nu judec, nu dau cu parul, nu fac nimica, decât spun unde greșesc ei. Dacă nu sunteți de acord cu ce spun eu acum și considerați dumneavoastră că nu este exact ce spun eu, lăsați în comentarii, dar fără jignire. Atât. Doamna a fost de bun simț și a expus părerea, am apreciat-o și îi dau dreptate că asta e părerea dânsei, nu am ce să fac, dar fiecare cu părerea lui. Atât. Comunicăm. Asta e și ideea. Să ne spunem fiecare părerea. Urmează să fac și live, să vedem cum mă descurc și atunci aveți oportunitatea să vorbim în direct și în mod real. Da? Până atunci, lăsați în comentarii, dați-mi like și vorbim așa. Chiar dacă sunt și comentarii negative, eu țin cont de ele, le aduc în vlog, dezbatem și tot așa. Da? Acum să continuăm. Berna este acuzată de Pirui că este sifonara emisiunii. De ce adevărul spus este catalogat ca sifonar? Ce mi-ar fi plăcut Pirui și Ligi să fi venit în emisiune și să fi fost și ele sifonare de genul ăsta și să spună că Diana vrea să le bată? Că Diana a spus că le bate pe Berna și pe Ligi. Cât de apreciate erați voi, dragele mele, Ligi și Pirui. Berna, dacă este sifonară, cum spuneți voi, deja că eu nu vă sifonară, o văd o copilă foarte corectă, care nu mai suportă atacurile voastre și atunci vine și argumentează și ne dă exact cum stau lucrurile.
relatează ce faceți voi în spate sau ce pe furiș ce vorbiți. Așa că, din punctul meu de vedere, Berna face un lucru foarte bun și, după părerea mea, Berna, mergi mai departe, fii corectă, indiferent care, cine este în subiect, adu-le în discuție, în emisiune, că de-aia sunteți acolo. Nu să faceți lucruri în spate. Știu că este o competiție, știu că trebuie să luptați pentru a vă câștiga premiu, dar premiul se câștigă prin bunătate, prin corectitudine. Nu prin falsitate, nu prin răutate, nu prin bătăi și scandaluri. Părerea mea. Ca să fie un premiu, să fiți mândri peste ani și ani. Uite, am demonstrat iubire, am demonstrat că sunt un om bun și mi-am primit și răsplata. Dar așa e, mie mi se pare un moment care, în momentul când iei un premiu pe răutate și pe instigări și pe agresiuni, mi se pare un premiu care nu-l meriți și atunci nu-ți face cinste. Asta e părerea mea. Așa că, Berna, bravo ție că aduci lucrurile din spate și în emisiune. Ce am mai observat ieri? Am observat că Ligi iar începe să facă acuzații la adresa lui Berna și Filip, dar ea are stilul al ei subtil, calm, dar jignește. Și jignește destul de dureros, gen comedie pe două picioare. Asta se referea la Berna când Berna a spus că va face vlog. Urât, Ligi, dă dovadă că ai o vârstă destul de mare, 27 de ani am înțeles că ai, deci ești aproape de 30 de ani, hai să ne maturizăm, hai să nu mai fim copile și să încercăm să fim mai mature în gândire, dacă vrem să fim apreciate și să ne felicite lumea. Dar o să revin în momentul respectiv, că o să le iau așa punctual, ce mi s-a părut mie mai important, pentru că, repet, am mai vorbit toată săptămâna de toate materialele care s-au difuzat. Diana începe să facă niște chestii care mi s-au părut așa mai... tot spune că Filip vede ea o chimie, o chemare între Filip și Ligi. Măi, Diana, tu acum ce vrei să faci? Că noi vedem destul de clar că Filip nu mai are nicio treabă și chiar nu mai suportă pe Ligi după faptele ei. Să înțeleg că și tu bași paie pe foc? Deci, vedeți, voi acuzați, dar de fapt voi faceți lucrurile astea. Și Berna mai deșteaptă, nu s-a supărat, nu s-a enervat, ba din contră v-a dat un râs de la cu ignor. Da, uite, o iubește. La care Ligi spune, ești obsedat de mine. Hai mă, să fii serioși. Hai să fim serioși. Filip și obsedat de tine, nu. Filip e foarte supărat pe tine, asta da, poți să spui. Filip, dacă ar avea o putere, ar vrea să nu te mai vadă toată viața. După ce văd eu, asta e părerea mea. Dragii mei telespectatori, dacă nu sunteți de acord cu ce cred eu, lăsați-mi comentarii. Așa că Ligi nu mai veni cu afirmații de genul ăsta, nu de alta, dar caz impenibil. Și tu, și Diana, și Pirui. Nu este ok, să vede destul de clar cu ochiul liber că Filip chiar nu mai are nimic cu tine și chiar îi pare rău că te-a cunoscut într-un fel. Da? Asta e. Nu mai aduceți în discuție. Așa că bine ar fi să vă abțineți că sunteți totuși femei mature, aveți o vârstă, nu vă puneți cu 20-21 de ani când voi aveți 27-30 și. Da? Părerea mea. Mă refer la Pirui și Diana. Diana deja, nu știu cum să spun, dar nu mai au în seamă deja că ea a avut acum două emisiuni o ieșire de asta, că domne, dar cine sunt eu să mă comande Pirui și să eu fac ce sunt eu? Da, ești cățelușul lui Pirui, nu poți, s-a văzut destul de clar că în momentul când te ia cineva într-o discuție mai aprinsă și punctuală, nu faci față. Deci se vede că ești manipulabilă și nu faci față. Așa că, Diana, lasă un pic. Bine ar fi în momentul când nu gândești destul de bine să nu mai ieși în față. Stai în spate că mai rău te faci de râs și nu dai bine.
ăsta mi-e cuvântul, nu dai bine și ai demonstrat de atâtea ori că nu faci față decât dacă este cineva în spatele tău să te ajute. Fapt ce s-a văzut și ieri în emisiune, când nu s-a mai băgat Pirui și Ligii decât foarte puțin Ligii, n-ai făcut față cu Livian. Asta e. După care se arată materialul cu Ela. Diana, bineînțeles, că spune prostia omenească. Și că de ce Ela, dacă nu susține bătaia, de ce o aduce în discuție? Măi, Diana, uite, încă o dată vezi, eu nu vreau să vă atac. Nu vreau să... Eu vă scot în evidență ce faceți voi. Voi vă bateți cu vorbele voastre, cu comportamentul vostru. Păi tu îi spui lui Ela că susține bătaia? Păi tu știi diferența între a susține o bătaie și a te plânge că ai fost agresată? Faci diferența asta? Te întreb și eu așa. Cum poți să spui tu că Ela susține bătaia? Nu, Ela spune că e foarte deranjată de ce s-a întâmplat, că ai agresat-o. Ce era atât de greu și să-i spui prostia omenească? La cine e prostia omenească? Nu te supăra că te întreb. Așa că mare atenție când scoți cuvintele, gândiți înainte să scoateți pe gură. Cum să spui tu de Ela că susține bătaia? Doamne ferește-mă! Din contră, Ela nu este de acord, Ela a fost agresată de tine și așa că tu ar trebui nici să nu mai scoți un cuvânt chiar dacă Ela își aduce aminte de ce a pățit. Că i-a rămas cu niște traume din cauza ta. Am rămas noi telespectatorii. Dar minte ea care a fost victimă. Ea poate să vorbească oricând ca să se descarce. Și Pirui sare de sus în, de fund în sus și spune, păi cine o să te mai asculte? Dacă se plânge Ela de bătaie. Păi o ascultăm noi. Și se descarcă ea. Dacă voi sunteți afectate și acum vedeți ce ați putut să faceți și vă este rușine, măcar recunoașteți că greșeala recunoscută, dar recunoașteți din suflet că vă pare rău. Și atât. Și lăsați-o să se descarce. Și atunci ne demonstrați că sunteți niște femei cu suflet care acum conștientizează că au greșit. Nu tot pe Ela s-o atacați. Că nu ne demonstrați decât că sunteți foarte rele și că vă este rușine când se aduce în discuție chestia asta. Și că vă ofticați, că ați căzut cum nu se poate mai rău. Așa că, Pirui, ești mai mare, ești mai mare, ai spus că vrei să fii ca mama lor. Păi ce exemplu dai? Ce exemplu dai? Așa că, nu știu. Ce mi-a plăcut de Berna că a spus că va face vlog. Și bineînțeles că s-au sesizat duduile. Păi, e copilă, poate să facă și oricine poate să-și spună părerea atât timp cât nu jignește, nu atacă pe nimeni. Așa că, de ce vă este frică de vlogul Bernei? Vă pun și o întrebare. Că știe mai multe? Că dă din spate? Berna, mie chiar mi-ar plăcea să faci vloguri. Sincer. Dar să fii corect. Fără jigniri, chiar mi-ar plăcea. Și să dai tot așa, dar frumos. Frumos, de bun simț. E părerea ta. Avem dreptul la libera exprimare. Da? Mi-ar plăcea, chiar mi-ar plăcea. Să văd chestia asta. Deja că am văzut că le cam deranjez. Asta e. Eu una te-aș susține și te-aș urmări cu drag să văd că faci vloguri despre concurenții din puterea acasă, puterea dragostei. Mi-ar plăcea. După care vine doamna Mantea și pune o întrebare capcană. Bineînțeles că doamna Mantea, știm destul de bine, este moderatoarea emisiunii și este foarte inteligentă. Haideți să recunoaștem. Dăm cezarului ce al cezarului. Văzând că casa e ușor liniștită, hai să mai punem niște paie pe foc, că ăsta mi-e rolul, nu? Ca moderatoare. Și spune ceva de genul să le vadă reacția, mai mult ca sigur. Că de ce nu s-a băgat Berna și Bianca în momentul când el a fost agresată? Au înțărit pupezele, cele trei pupeze.
Că da, așa e, că ce, Bernard, de ce? Că spunea că bate pe toată casa. Acum cum s-a, de ce s-a speriat? Da, Bernard chiar s-a speriat. E copil, are 21 de ani și din gură spune multe. Că facem, că dregem, dar în momentul când vezi, deja intri în panică, deja se instalează frica în tine și Berna s-a văzut că a început să plângă exact ca un copil. De ce? Că s-a speriat. Iar voi nu erați mândre. De ce? Că sunteți obișnuite cu genul ăsta de bătăi, de agresiune. Mie asta mi-ați lăsat impresia. Iar în momentul ăla mie mi-a fost milă și de Bianca, că se vedea că e panicată. Berna a început să plângă, n-a mai ținut cont. Ba din contra, a țipat că ea nu mai vrea să intre în emisiune cu astfel de persoane. Bravo ție, Berna. Deci ne-a demonstrat că sunt niște copile care n-au avut parte de scandaluri. Da? Și atunci ați căzut în plasa doamnei Mantea. Iar v-ați făcut de rușine. Asta e. Acuzați că Berna a spus că bate și că face. Nu, Berna a spus din gură la nerv, dar n-am văzut să fie agresivă. Ba din contră, dacă spune ceva Berna, adevăr, săriți toate trei fetele astea rele. Toate trei săriți în sus. Așa că iar n-ați fost inteligente, iar ați scăzut în plasă. Asta e, ce să vă fac. Ce-a mai spus Berna? O vorbă frumoasă și iar mi-a plăcut. Bravo ție, Berna, mică, mică, dar ridici. Bravo ție. Măi, Diana, mai lasă-o pe el în pace, că știm destul de bine că ești geloasă pe el. Da, bravo, Berna. Asta e și părerea mea. Și cred că am multor telespectatori, chiar vă rog frumos să lăsați în comentarii. Diana s-a văzut destul de clar că este geloasă pe el și știm motivul principal. Plus că este o fată apreciată, o fată frumoasă, o fată cochetă, curată, cu bun simț, cu educație. Și așa că Diana iar ți-a dat-o. Vezi? Nu mai atacați, mă, fetelor. Că în momentul când nu atacați, nu are nimeni nimic cu voi. Dar dacă voi sunteți rele, e logic să vă scoată și ele în evidență ce nu vă convin și ce văd rău la voi. Așa că Diana iar ți-ai luat-o în freză. Asta e. Ce-a mai văzut? Lici s-a supărat pe Ela. De ce? Că în momentul când s-a adus în discuție faza cu mașina, că o caută pe ea turcii și fetele sunt Berna în speță, este speriată că a fost și ea acostată, am făcut eu un vlog de chestia asta și pe bună dreptate are dreptate Berna. N-ai cum să bagi niște bărbați în seamă care nu-i cunoști, să vorbești într-o țară străină și să le implici pe toate. Și ai atacat-o pe ela, că nu ți-a luat apărarea. Oare tu gândești? Tu ce-ai făcut pentru ela? Când tu știi că urmează să fie bătută. Măi, Ligi, vedeți cum este viața asta? Vedeți cum vă duce Dumnezeu la mâna lui ăla care ați vrut să-i dați în cap? Și el a foarte bine a făcut, că n-a punctat absolut nimic. În momentul când a fost luată la bani mărunți, a spus, da, eu am știut să-i pun la punct. Bravo ție, el. Așa face o femeie care nu vrea să aibă de-a face cu un necunoscut. Și să se implice și să existe riscul ca oricând să se poată întâmpla ceva rău. Bravo ție, Ela, și bineînțeles, ce nu mi-a plăcut, a sărit Gabi. A sărit Gabi ca să spună, băi, dar când ai făcut tu live? Trebuia el să vorbească. Măi, Gabi, stai în banca ta, stai pe scaunul tău acolo și nu te mai băga în chestii de-astea de fete. Ți-a explicat destul de clar. A fost de două ori. Odată făcea live și a doua oară l-a gonit prin tonul vocii. Și automat omul a înțeles că nu e femeie ușoară. Simplu. Așa se procedează. Când nu vrei să ai de-a face. Dar dacă vrei să ai de-a face, mai râzi, mai faci un ochi, îți găsești subiecte de discuție. Și așa că v-a arătat el cum se poate face să nu mai ai de-a face cu un bărbat care tot se ține după fusa ta. Râzi cu el, va veni și a doua, și a treia, și a patra, până ferească Dumnezeu să se întâmple altceva. Închid aici paranteza și începe subiectul cu pantalonii lui Gabi. Bineînțeles că toți au sărit iar pe Ela, că a spălat pantalonii 3 zile, că până la urmă el a spus că îi va plăti pantalonii. Gabi, acum te iau pe tine.
Ești bărbat sau băiețel? Un bărbat adevărat, în momentul când se joacă cu o femeie, cum te-ai jucat tu cu Ela, pentru demnitatea lui, pentru imaginea lui, n-ar fi spus niciodată în viața lui, îmi plătești ăsta. Îmi plătești pantalonul că mi-a fost drag că l-am cumpărat acum. Da, o femeie ar putea spune că e femeie și știm că femeile sunt mult mai cochete și țin foarte mult la haine, la machiajuri, la toate cele. Femeile sunt mai sensibile la chestiile astea, tot ce ține de frumusețe. Dar tu ca bărbat, foarte urât. Dragii mei telespectatori, mi-aduc aminte, J'adore și-a cumpărat un costum din mall, un costum de firmă, ceva maro, roșcat ușor. Era nou-nouț, chiar în ziua aia l-a cumpărat. Dacă vă aduceți aminte, s-a jucat nu mai știu cu cine, era plin de ulei, acel costum, și se vedea că e costum de firmă și de bani mulți. L-ați auzit vreodată pe J'adore să spună, îmi cumperi costumul? Iam costumul ăsta care mi l-ai murdărit și mi-ai altul sau îmi dai banii pe el? Nu. Așa face un bărbat. Un bărbat adevărat, m-am jucat, mi-am asumat. Și cu asta, basta. Tu, Gabi, ai făcut exact ca un copil mic. Mi-aduc aminte că fratele meu se juca cu un băiat care nu avea decât o singură mingie pe an. Părinții lui nu își permiteau decât să-i cumpere o singură mingie pe an. Măi, nu știu cum se întâmpla că mingea aia, cum o aducea afară, se spărgea. Acel copil plângea și mergea la ușile copiilor, la părinți, să-i plătească mingea. Deci așa te-am văzut pe tine. Un băiețel. Un bărbat adevărat, niciodată. Păi ori ai bani, Gabi, ori n-ai bani. Puteai să spui în spate. În spate, dacă te deranja și nu-ți mai permis să-ți cumpere alți pantaloni. Ela, te rog eu frumos, ajută-mă, curăță. Sau hai să vedem cum facem. Era altceva. Dar nu fi tu într-o emisiune ca bărbat și să spui, îmi dai bani. Că, în primul rând, nu faci altceva decât te decazi tu ca bărbat. Un bărbat nu face așa, decât un băiețel. Îmi pare rău să-ți spun, dar asta e. Mai gândiți, măi, înainte să faceți orice, orice faceți, și vorba, și acțiunea când o faceți. Puneți-vă prima dată în gând, măi, ce urmări are, ce zic eu și ce fac eu, ce urmări vor avea. Și atunci o să vă rețineți la anumite chestii. Îmi pare rău de tine, Gabi, dar chiar ți-ai stricat imaginea. Ba, din contră, am văzut pe net că era o postare ceva de genul, hai să facem chetă, să-i strângem bani, să-i luăm pantalonul lui Gabi. Exact ce am crezut și eu. Nu e ok. Dragii mei telespectatori, deja văd că s-a dus în 30 de minute. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, pentru abonare. Abonați-vă la canalul meu de YouTube să devenim o comunitate mare. Telespectatori, puterea dragostei. Fan, puterea dragostei. Vă mulțumesc încă o dată. Și ne vedem mâine cu rezumatul zilei de astăzi. Vă pup cu drag, a voastră Laura. O săptămână frumoasă, că astăzi este luni. La revedere! Pup!